Un incendiu a izbucnit la o casă în localitatea Aninoasa, sat Valea Siliștii. Cel care a alertat pompierii a fost primarul localității, Benonie Ștefan. M-a sunat o persoană că arde la Valea Siliștii o casă și că iese fum și de momentul ăla m-am întors din Slănic, din satul Slănic. Am sunat la 112. Când am sosit, oricum ardea toată casa în flăcări. La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj cu o autospecială de primă intervenție și comandă. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu la o locuință particulară în comuna Aninoasa, sat Valea Siliștii. Ne-am deplasat la locul intervenției cu o autospecială de lucru cu apă și spumă de la punctul de lucru Aninoasa, iar în sprijin cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung. La sosirea la locul intervenției am constatat că incendiul se manifesta la acoperișul locuinței și generalizat la o cameră de locuit. Au ars aproximativ 50 de metri pătrați de acoperiș din lemn. Bunurile dintr-o cameră de locuit, respectiv mobilier, haine și alte materiale combustibile, s-au degradat țigle și tavanele locuinței. Sursa probabilă de incendiu este un scurt circuit electric. Flăcările se manifestau violent la acoperișul construcției și o cameră din interiorul acesteia, existând posibilitatea de propagare la întreaga locuință. Au ars obiecte de mobilier, tâmplărie și materiale textile aferente unei camere, tavanul din lemn al acesteia și acoperișul pe aproximativ 50 de metri pătrați. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului o reprezintă un posibil scurt circuit electric, cablurile fiind defecte sau izolate necorespunzător.